Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre mila creștină. Invitatul nostru este părintele profesor Daniel Pestroiu de la Biserica Doamnei din București. Bine ați revenit, Preacucenciu, părinte profesor! Bine v-am regăsit! Părinte profesor, continuăm acum o discuție pe care am început-o cu ceva timp în urmă despre milă, despre compasiune, despre tot ceea ce înseamnă iubire între oameni. Și ca să renodăm discuția noastră, să recapitulăm, să ne aducem aminte acolo unde am rămas, vă întrebam data trecută despre concepțiile religioase și chiar politice care desconsideră mila creștină, unele o consideră dăunătoare, și vă întrebam dacă sunt creștinii sortiți pieirii, așa cum consideră aceste concepții, pentru că au milă unii față de alții și față de ceilalți, față de vrăjmași, iată, față de oricine. Resorturile interioare ale milei creștine sunt strâns legate de iubire. Și iubirea este esențialmente personală. De aceea nu putem vorbi despre o milă instituționalizată, pentru că instituțiile statului sunt chemate să creeze legi și să le aplice. Și aplicarea să se facă foarte rigid, chiar după dictonul acela, dura lex, sed lex. Legea este aspră, dar e lege. Deci, în mod normal, fiecare trebuie să se supună ei. Altfel însă sunt raporturile dintre oameni, între persoane, între două persoane. Două persoane, în principiu, sunt chemate spre o legătură prietenoasă, legătură chiar de iubire. Dacă nu reușesc să realizeze această legătură, între ei apar disensiuni. Și disensiunea aceasta se rezolvă fie prin îngăduință, fie prin o tensiune uneori contundentă. Dar creștinii sunt chemați pe îngăduință. De aceea zice în Sfânta Scriptură, dacă îți va greși cineva cu ceva, cheamă-l și între patru ochi încearcă să te împaci cu fratele tău. Dacă nu ai reușit, ia doi sau trei martori și încearcă cu ei să stabiliți această împăcare. Dacă nu reușești, spune-le bisericii. Poate se va rușina de biserică și atunci va înțelege să se împace cu tine. Iar dacă nu, ascultă nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și ca un vameș. Adică există niște etape pe care omul trebuie să străduiască să le facă, astfel încât... Și pentru a nu greși el însuși față de cel care i-a greșit, poate? Trebuie să fie permanent într-o cercetare de cuget și într-o alertă pentru a nu greși față de semenul tău, semenul său. Vă întreb pentru că ați menționat instituțiile care, prin natura lor, nu livrează milă, nu livrează iubire, pot livra dreptate sau corectitudine, adevăr, sunt chemate la acest lucru, dar cu toate acestea, ele nu sunt perfecte, sunt conduse, sunt alcătuite din oameni care sunt supuși greșelii. Ce se întâmplă când persoanele umane care lucrează în instituții câteodată nu își exercită mila față de cei care vin la aceste instituții? Cunoaștem foarte bine cazurile cozilor interminabile la anumite ghișee și așa mai departe, lucruri de care ne lovim zi de zi. Și întrebarea vine, până la urmă, celor din spatele ghișeului, nu le este milă de cei care suntem în partea cealaltă? Lucrurile sunt mai complicate. Deci ar trebui ca cei care organizează relația dintre instituție și cetățean să ia în calcul toate disfuncțiile acestea anticipat și să le prevină.
El e dat, dat și se instalează, funcționarul nici el nu are puteri supranaturale să rezolve o disfuncție care ține de, de altceva, de o, de o organizare structurală care este la un nivel superior lui. Pe de altă parte, însă, instituțiile vin cumva să contrabalanceze această lucrare a milei, în sensul că tu, ca individ, ești îndreptățit și chiar ești chemat să îl ierți pe cel care ți-a greșit, dar, în același timp, instituția este chemată să corecteze pe cel care greșește. Ori tu nu vrei să-l corectezi pentru că spui că nu-l judești pe fratele tău. Nu ești tu chemat să-l judeci. Și e bine așa. Așa judecă pe Dumnezeu, judecă instituția care și-a lăsat de Dumnezeu. Așa zice în Sfânta Scriptură. Supuneți-vă stăpânilor celor mai înalte că și-a lăsat la Dumnezeu găduite. Și atunci instituția vine cu anumite constrângeri și cu anumite intervenții colective. Astfel încât cel care greșește să nu abuzeze de bunăvoința și de mila individului. Pentru că individul devine vulnerabil și pentru unii care propovădesc alte ideologii spun, iată, este spre pieirea lui. Dacă el se va lăsa călcat în picioare cu milostenia și cu mila lui, vor veni cei răi și vor copleși. Iată că există niște resorturi care, instituționale care compensează acest lucru. Deci, ce spuneam în pregea precedentă că magistrații sunt chemați să împartă dreptatea și să nu spună, mie milă de acel răufăcător, hai să nu-l pedepsesc cu nimic, să nu-l corectez. Păi dacă nu-l corectez, va face din nou aceleași fapte sau chiar mai mari. Exemplele istorice, de acum clasice, sunt oamenii care cer judecătorului, ai milă, domnule judecător. Da, dar acest lucru se face între niște limite. Deci, într-adevăr, și pedepsele acestea sunt, legea spune că pedepsele sunt graduale și în funcție de împrejurări și de dorința aceluia, dacă judecătorul vede o dorință sinceră de schimbare, el poate să schimbe atitudinea. Și avem acea pildă a celui care era datornic. A venit la stăpânul său și zice, stăpâne, ei aveau datoria de 10.000 talanți. Iartă-mă și păsuiește-mă. Adică el, de fapt, ce a cerut? A cerut o îngăduință. Și îngăduința aceasta a venit, dar iată, el nu s-a ridicat la înălțimea acestei îngăduințe. Deci, iată, mila poate fi la îndemâna individului în anumite limite. Dar o societate poate fi chemată în ansamblu ei, gândindu-ne la ea, desigur, iată, în termeni moderni, pentru că nu mai putem scăpa de tot de o astfel de înțelegere în, sau după modernitate, ne putem gândi la societate ca la o biserică, ca la partea bisericii și așa mai departe, dar nu este chemată societatea, prin urmare, sau acea biserică sau membrii ai bisericii care formează societatea culturală, pluriculturală și așa mai departe, nu este ea chemată la milă? Da, și chiar există. Pe de o parte există organizații caritabile civile, dar și bisericești. Biserica are multe lucrări frumoase în activitatea sa filantropică, dar este o situație aparte aici. Biserica are și modestia aceasta de a nu trâmbița în stânga și în dreapta toate faptele bune pe care le face. Pentru că ar fi un lucru neplăcut ca să se laude în rând cu ceilalți. Iată ce multe așezăminte pentru bătrâni avem, iată ce multe cantine și așa mai departe. Și sunt unii care nici nu cercetează și nici nu văd că aceste lucruri există. Și că ele lucrează și că lucrează foarte bine și foarte frumos. Și această lucrare caritativă a bisericii este o componentă foarte importantă. Și ea vine în sprijinul celor care doresc să se implice în activitatea caritativă și au anumite ezitări, în sensul că nu sunt convinși că au făcut cea mai bună alegere,
Nu sunt convinși că felul în care se implică este cel mai potrivit. Și atunci, având încredere în biserică și instituțiile ei, se implică chiar în mod direct. Adică uneori se implică instituțional, se angajează într-un fel, chiar neremunerat, se angajează ca să sprijine această lucrare caritativă biserică. Părinte profesor, care este diferența dintre milă? Și știm că Mântuitorul Iisus Hristos i s-a făcut de atâtea ori milă de cei pe care îi vindeca, de mulțimi, de ucenicii săi, de cei care sufereau, de fapt, și compasiunea difuză, generală, indistinctă, pe care o întâlnim în hinduism, de exemplu. Diferența esențială este implicarea. Deci, compasiunea difuză presupune doar o trăire, un sentiment, fără neapărat ca individul să se și implice în schimbarea stării care îi provoacă o stare, un sentiment de milă, stării celuilalt aflat în suferință. Dacă ne gândim la o anumită categorie socială, care este formată din medici, o să vedem că implicarea lor este totală. Deci ei, prin însăși meseria lor, au această grijă, pe de o parte, să aplice dictonul acela, primum non nocere, mai degrabă să nu fac, mai întâi să nu fac ceva mai rău. După aceea, să cerceteze prin anamneză toată istoria, toată suferința omului, să se atașeze prin dialog de statutul acestuia și, în fine, să găsească cea mai bună cale, cea mai bună soluție pentru a rezolva prin ameliorări, prin medicamente, de a rezolva cauza și nu efectul în care a ajuns acel om suferind. Această lucrare nu înseamnă că nu va fi dificilă, nu va apare uneori sindromul acesta de burnout, adică el se consumă, se istovește, se consumă interior din cauza că intră în contact prea intens cu suferința celui din jur. E bine, acest consum este tocmai această dăruire de care, tocmai această jertfă care ea nu se vede, dar există, care este asociată milei. E cumva, sau nu e cumva aceasta prezentă la toate profesiile vocaționale? La cele vocaționale, în principiu da, în principiu da. Pentru că de aceea sunt vocaționale. Pentru că ele se dedică cu pregădere binelui celui de lângă tine. Compasiunea e mai comodă. E suficient să o exersezi puțin în fața televizorului, pe canapea. Vedeți că și mila, dacă ea este lăsată doar la nivel de sentiment și nu lucrează imediat prin acte de corecție, prin actul caritativ, prin milostenie, prin actul concret de rezolvare a situației, ea nu-și găsește finalitatea. Ea rămâne la un sentiment frumos, un început, dar începutul acesta nu este urmat de finalizare. Așadar, diferența este legată de implicare. Și aici ne gândim la pilda samarianului milostiv. Deci, în această pildă au fost și preotul și levitul care au mers, au văzut și au trecut mai departe. Și numai samarianul milostiv a găsit, pe lângă milostiv, fără îndoială că și cei care au trecut nu au fost nepăsători, au fost impresionați de ce au văzut. Li s-a făcut milă? Li s-a făcut milă, dar au trecut mai departe. Pe când cel care i s-a făcut milă și n-a rămas numai în faza de milă, ci a și lucrat mila, a transformat-o într-o lucrare milostivă, într-o iubire milostivă, într-o iubire care lucrează milostenia. El s-a plecat. Dacă nu mă înșel, așa și spune Evanghelia, i s-a făcut milă de el. I s-a făcut milă de el. Dar la el spune, la Samaria. La el spune, sigur, de aceeași nu mai spune, de ce? Pentru că tocmai chiar dacă li s-a făcut milă, mila lor s-a pierdut odată ce au plecat pe cale. A fost doar o compasiune, înseamnă. Da, a trecut, a dispărut, a fost de moment. Pe când la el mila lui a rămas, și nu numai că a rămas,
Vedeți cât de mult a lucrat? Zice, și când mă voi întoarce, îți voi da înapoi tot ce ai cheltuit. Deci, iată, el a avut o perspectivă a rezolvării în integralitate acestei situații. Deci nu s-a mulțumit numai să facă, să găsească un paliativ de moment. Hai să oblojim rănile, să vedem ce mai facem și îl dăm pe mână altora. După aia ei se ocupe să vadă, ei ce fac mai departe. Nu. El a fost în continuare implicat. Chiar și dacă a fost nevoit să plece, el i-a obligat cumva pe cei pe care i-a tocmit ca să se ocupe mai departe de cel aflat în suferință, i-a obligat să se implice fără să aibă nicio reținere, adică fiind anunțați că vor fi remunerați pentru fapta lor, el asigurându-se așa, chiar dacă oamenii ăștia nu vor fi milostivi ca mine, eu îi oblig, prin promisiunile pe care le fac, îi oblig să fie, să lucreze milostenia mai departe, ca și când aș face eu. Unii poate ar obiecta și ar apăra această compasiune pe care sigur am pus-o în discuția noastră în sarcina unor concepții spirituale, cum ar fi hinduismul, față de mila creștină, considerând că atunci când lipsesc mijloacele, nu voința de a acționa, de a face ceva, de a jertfi, de a ieși în întâmpinarea celui care stârnește mila noastră, atunci ne rezumăm la compasiune. Sunt și forme defetiste de a aborda această dificultate în care se află semenii noștri. Unele spun așa, că dacă tu dai celui de lângă tine puținul pe care l-ai, o să mori și tu de foame și o să mori, nici lui nu o să-i ajungă și nici ție. Așa că mai bine lasă, poate să rezolvă alții ceea ce ai dorit tu să faci și nu poți. Alții spun, dacă tu te implici într-un astfel de demers, nu cumva ai făcut o greșeală, nu cumva acest om, el pe drept a fost pedepsit de a ajuns în faza asta, nu cumva Dumnezeu l-a pedepsit și tu, rezolvându-i statutul lui incert în care se află, poate chiar la limita vieții, aproape de a muri, nu cumva încalci voia lui Dumnezeu prin această intervenție. Deci, iată, niște silogisme foarte viclene, sofisme chiar. Niște sofisme care să-l determine pe om să se retragă, să fie reticent. Și spună, are și mila dușmanii ei? Da, sigur. Sigur. Cinismul acesta... Da. Orice faptă bună are dușmanii ei. Dar este predat atunci când e cazul, când se întâmplă, ca o mare virtute sau știință a comportării în societate, accederii la funcții și așa mai departe. Da, dar la ei rămâne doar la a călca peste cadavre, modelul teoretic, atât. Pe când la Hristos modelul nu mai este teoretic, este practic. Spune așa, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți averile tale, împarte la săraci contravaloarea lor și vei avea comoară în ceruri. Și apoi vino și urmează mie. Deci nu poți să-L urmezi pe Hristos dacă ești ancorat în bogățiile tale pe care le chivernisești singur, zicându-ți, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani. Mănâncă, bea, veselește-te. Fără a-ți răspunde tu însuți, oare sufletul are nevoie de mâncare și băutură? Oare vei mai apuca ziua de mâine ca să te bucuri, să te veselești cum ți-ai propus? Deci, iată, omul lucrează, când lucrează fără Dumnezeu, lucrează fără înțelepciune. Își propune lucruri care îi se par bune, dar de multe ori sunt spre pierirea lui. Vreau să ilustrez, Părinte Profesor, ceea ce ați spus până acum, extraordinara iubire pe care o presupune mila adevărată, mila creștină față de oricare altă formă de compasiune, cea cu telecomandă, ca să o numim așa, sau abstractă, cu un citat din Sfântul Isaac Siru, reprezentativ pentru învățătura ortodoxă, spiritualitatea noastră răsăritană. Ce este o inimă milostivă?
Sfântul Isaac Sirul spune felul următor, citez: o inimă milostivă este inima ce arde de iubire pentru întreaga creație, pentru oameni, păsări, animale, pentru toate creaturile. Cel care are o astfel de inimă nu poate vedea și nici nu-și poate aduce aminte de o vietate, fără ca ochii săi să nu fie plini de lacrimi, datorită milei nesfârșite care îi pune stăpânire pe inimă. O inimă care este înduioșată și care nu mai poate suporta să vadă sau să audă de la alții de vreo suferință, chiar și de cea mai mică durere care a fost pricinuită vreunei creaturi. De aceea un astfel de om nu încetează niciodată să se roage pentru animale, pentru dușmanii adevărului și pentru cei ce-i fac rău, pentru ca aceștia să fie apărați și purificați. Unul ca acesta se va ruga chiar și pentru reptile, mișcat de nemăsurata milă care domnește în inimile acelora care au ajuns una cu Dumnezeu. Avem de-a face aici cu un paroxism al milei și iubirii care atinge proporții cosmice. Da, pentru că vedem caracterul corectiv al milei atunci când este îndreptată spre persoanele care, în aparență, n-ar avea dreptul la această milă. Ori, după cum spuneam mai înainte, noi trebuie să descoperim chipul lui Dumnezeu în om și, raportându-ne la acest chip al lui Dumnezeu, să ne desfășurăm și noi mila noastră. Să nu fim judecători și să spunem acest om merită și acest om nu merită, adică numai după chip, ci să ne străduim ca, dacă într-adevăr omul nu merită, să-l facem să merite. Adică să-l corectăm prin mila noastră, prin faptele noastre, prin felul nostru de a fi, să avem această, chiar diplomație să o numim, de a lucra cu omul, încât el să devină vrednic de milă. Această sintagmă, vrednic de milă, este, are niște conotații uneori care deprimă. Deci un om care este vrednic de milă îți inspiră oarecum nu numai interesul de a-l ajuta, dar pentru unii s-ar putea să inspire și o atitudine dezagreabilă. Dispreț. Sau chiar un dispreț. Ori nu așa trebuie privite lucrurile. Cel vrednic de milă să fie într-adevăr rodul lucrării noastre, ca să fie, vrednicia asta să fie autentică. El să se transforme într-un om care este îndreptățit să primească această milă. Chiar dacă la prima vedere nu era îndreptățit să o primească. Mila este cea care repară, care vindecă. Mă gândesc aici la o formulă care a făcut carieră, să spunem, în dialogul ecumenic, în, de fapt, istoriografia ultimelor, să zic, 10-20 de ani, ultimilor 10-20 de ani, și anume vindecarea memoriei sau a memoriilor, healing of memories în limba engleză, care presupune ca popoare, comunități ce au fost în conflict în istoria lor mai cu seamă recentă, mai mult decât cea mai veche, să se așeze împreună și să-și vindece aceste amintiri și răni pricinuite de ură. Să joace și mila aici, mila unul față de altul, un rol? Da, pentru că până la urmă, orice individ poate ajunge într-o situație vrednică de milă. Chiar dacă ești situat într-o poziție privilegiată, mult timp și poate ajungi la niște trepte sociale de invidiat pentru alții, într-o clipă totul se poate răsturna și să ajungi o persoană vulnerabilă, care ești dependentă de semenii tăi. De aceea este bine ca din timp tu să ai o relație, să-ți construiești o relație de prietenie, de o relație de bună vecinătate cu semenii tăi, pentru că până la urmă și aceștia sunt
Dacă o luăm pe firul istoriei, sunt până la urmă, toți sunt frați, sunt de aceiași părinți. Să fie mila precursoarea iubirii atunci când ne referim la vrăjmașii noștri, la porunca pe care îmi dă Hristos să iubim pe cei care ne fac rău, poate părea mai umană, mai telurică, mai aproape de noi mila decât iubirea nobilă, adevărat, dar abstractă, foarte înaltă, greu de atins. Cel mai bun exemplu îl dă Hristos când se milostivește de tâlharul de pe cruce, care el tocmai de aceea era pus pe cruce, pentru că nu era vrednic de milă, era vrednic de suferință. Așa era în optica celor care l-au pedepsit. Dar pentru că el, în clipa aceea, înainte de moarte, a judecat corect fapte, și a judecat corect propriile sale fapte, raportându-se la faptele celui neprihănit, el a primit izbăvire și i s-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai, în sensul că ți s-a iertat. Deci Domnul a arătat milostenie față de... Și când am iertat milostenie? Când a spus, Părinte, iartă lor că ei nu știu ce fac. Deci iată, faptele oamenilor, de multe ori chiar cele rele, sunt guvernate, de forțe demonice care nu pot fi stăpânite. Și atunci, de aceea acești oameni sunt vrednici de milă. Pentru că, de fapt, nu lucrează ei, ci ei se fac niște vectori ai răului. Atât. Și de multe ori realizează după aceea și le pare rău. Unii caz în deznădejde, cum a făcut Iuda. Deci se spânzură, se deznădejdea. Limpezirea minții este atât de puternică, atât de orbitoare, încât el nu mai poate suporta. O luciditate care el nu și-a bănuit-o. N-a bănuit, destructivă, da. Părinte profesor, vă mulțumim. Ne-am apropiat de final. Vă așteptăm data viitoare. La cere. Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția noastră. Vă așteptăm data viitoare aici, la Cuvânt pentru Suflet. La revedere!